Hello, oameni frumoși! Sper că sunteți bine! Astăzi o să vorbim despre ascendentul în Capricorn. În primul rând, ce înseamnă ascendentul? Ascendentul este prima impresie pe care noi o lăsăm atunci când cunoaștem pe cineva. Ascendentul este legat și de aspectul nostru fizic. Deci, felul în care arătăm are legătură cu ascendentul nostru, pentru că ascendentul, de fapt și de drept, este imaginea cu care noi ne prezentăm în societate, felul în care ne văd ceilalți, felul în care ne văd persoanele necunoscute, felul în care ne manifestăm în societate, ce fel de energie avem, este masca noastră, este primul strat, ca să zicem așa. Și este important să înțelegem ascendentul nostru, nu doar pentru că ne poate învăța foarte multe despre noi și despre cum ne comportăm în anumite situații, dar ascendentul și planeta care guvernează zodia ascendentului sunt energii foarte, foarte importante din astrograma noastră. De exemplu, dacă ai ascendentul în Capricorn, înseamnă că planeta care guvernează astrograma ta este Saturn, pentru că Saturn este planeta care guvernează Capricornul. O să explic un pic mai pe la finalul clipului, sau nu știu exact când, mă mănânc aici, așa, despre Saturn. Acum haideți să mai vorbim un pic despre ascendent. Fiind energia care guvernează astrograma noastră, este important să înțelegem felul în care va fi viața noastră din anumite puncte de vedere, ce energie generală, cum ne simțim în general, care este starea noastră de spirit, care este energia pe care noi o emanăm. Și în funcție de ascendent și în funcție de zodie, această energie diferă. În cazul Capricornului, pentru că Capricornul este o zodie de pământ cardinală, zodiile de pământ sunt foarte realiste și împământate în realitate, sunt foarte încăpățânate și sunt axate mai mult pe partea materială decât pe cea emoțională sau spirituală. Asta nu înseamnă că sunt persoane materialiste, dar au o anumită deschidere spre bani, spre lumea afacerilor. Capricornul, de fel, este o zodie care este într-o strâns legătură cu partea asta materială, perspectiva asta, pentru că rolul Capricornului aici, pe lumea asta, se spune că este cel de a clădi cărămidă cu cărămidă succesul, pentru că pentru Capricorn este foarte important să aibă succes, să fie recunoscut în societate, să aibă un serviciu bun, să fie muncitor, să demonstreze ceea ce poate prin muncă, și cariera, banii, partea materială și tot ce înseamnă business, pentru că Capricorn este foarte important. Ba, chiar aș putea spune că este motivul pentru care mulți dintre ei trăiesc. Dar o să examinăm pe parcurs toate aspectele astea. Deci, ascendentul trebuie să ținem minte că este important pentru că reprezintă felul în care noi ne vom ghida prin viață și cum ne vom manifesta, cum ne vor percepe ceilalți. Și este important să știm cumva aceste lucruri, pentru că dacă înțelegem cum noi ne manifestăm, îi putem înțelege mai bine și pe ceilalți prin prisma astrologiei. De asta eu consider că astrologia este foarte utilă, dar anyway, haideți să revenim la Capricorn. Capricornul este cum spuneam și mai devreme, Capricornul este zodie de pământ. Zodiile de pământ sunt, cum am spus, axate pe partea materială, în principiu, evident, depinde de la astrogramă la astrogramă și de celelalte poziții, dar, în general, partea materială și banii, mai ales pentru Capricorn, banii sunt foarte, foarte, foarte importanți. Insist pentru că ar fi bine să înțelegem acest aspect, ca nimeni să nu se mai poate supăra pe ei, pentru că au această latură spre business, spre, și nu doar că le plac banii, dar sunt
cumva cei mai pricepuți în lumea afacerilor. Deci dacă ai energia Capricornului în astrograma ta, dacă ai soarele, luna, ascendentul în Capricorn, să știi că s-ar potrivi foarte bine un rol de șef într-o corporație sau o instituție sau un loc unde să fie mai mulți oameni care lucrează pentru mai multe proiecte, scopuri și așa mai departe. Zodia de Pământ. Atributul Capricornului este cel cardinal. Asta înseamnă că este atras de bani și de joburi care să-i permită să fie deschizător de drumuri. Pentru că zodiile cardinale sunt pionierii zodiacului și sunt zodii care caută în principiu lucruri noi și tot felul de conexiuni noi cu oamenii, încearcă mereu să evolueze și să descopere lucruri. Și care sunt zodiile cardinale? Zodiile cardinale sunt Capricorn, Rac, Berbec și Balanță. Deci acestea sunt zodiile care se pricep cel mai bine atunci când este vorba despre a începe ceva nou. Au dificultăți cumva în a finaliza ceea ce încep, pentru că zodiile cardinale au tendința să înceapă foarte multe lucruri deodată și după aia pe parcurs să epuizeze pentru că nu reușesc să le finalizeze pe toate, dar nimeni nu e perfect și înțelegem. Eu fiind o zodie cardinală. Acum haideți să vorbim un pic și despre simbolul Capricornului. Capricornul este caracterizat din două părți, să zic așa. Are începutul corpului, dacă analizăm ilustrația, este practic o capră, mai pe scurt, o capră de munte. Dar coada, corpul, finalul corpului se transformă și nu are finalul de capră, ci are o coadă de pește. Dacă auziți zgomotul pe fundal, este cățelul care se foiește în pat. Stați să așteptăm să... Mulțumesc! Așa, ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă că Capricornul este, da, foarte axat pe partea materială și se pricepe foarte bine în lumea afacerilor și poate fi un șef foarte bun și are stofă și energie de șef, dar în același timp Capricornul este și o zodie foarte, foarte sensibilă, vulnerabilă, anxioasă și foarte, foarte overthinking. Gândește totul foarte mult. De ce? Pentru că el, de fapt, la bază este vulnerabil. Pentru că dacă analizăm simbolul și chiar și animalul în natură, în realitate, am senzația că sunt, stați așa. Spuneam, dacă analizăm animalul în natură, capra, de fel, este un animal foarte rezistent, mai ales capra de munte, care se cațără, escaladează, da? Și putem face o paralelă și să ne imaginăm într-o lume metaforică cum această escaladare, de fapt și de drept, este escaladarea până la succes. Deci Capricornul este o zodie care, pentru care contează chiar foarte, foarte mult să ajungă să fie cineva. Nu contează cine, adică nu contează ce domeniu, pentru că Capricornul este foarte atipic, având și apă și pământ, de fapt este, nu știu, poți vedea un Capricorn care să fie, de exemplu, foarte elegant, foarte clasic, foarte stilat, foarte clasic, am zis tot, și după aia să vezi un Capricorn care să fie super rocker sau metalist sau să aibă dreaduri sau să aibă corpul plin de tatuaje și chestii de genul. Deci diferă foarte mult pentru că personalitatea lor este una foarte complexă. Și partea asta vulnerabilă, mulți oameni nu o văd pentru că ei cumva sunt obsedați de muncă. Și ăsta este adevărul, fiecare zodie are și părți bune și părți rele și în cazul Capricornului munca uneori chiar devine o obsesie și dorința asta de a avea acel status în societate. Din acest motiv, este foarte important pentru persoanele care au ascendentul în Capricorn să aibă un partener care să fie foarte afectuos și foarte emoțional,
care să vorbească despre ceea ce simte și lucruri de genul ăsta, romantice, ca să-l facă pe Capricorn să se simtă în largul lui, să fie și el vulnerabil, pentru că având și el latura aceasta, pe care încearcă mereu să o ascundă, este important ca el să se poată manifesta în mod liber, măcar uneori, cu cineva. Deci, cu Zodia Rac, Capricornul este foarte, foarte compatibil. În general, există ori două situații, ori se iubesc, ori se urăsc, dar dacă trecem peste ego și peste anumite lucruri, la bază, Racul este foarte afectuos și este zodia care poate să ofere iubire în modul cel mai evident și consistent. Și Capricornul este foarte muncitor și axat pe carieră, bani, deci trebuie să se creeze echilibru într-o persoană care își dorește foarte mult să ofere și să aibă o familie. Racul vine cu partea emoțională și cu grija față de anumite lucruri legate de casă, familie, copii și partea emoțională și chestii. Și Capricornul vine cu bani, cu partea materială, cu această stabilitate care vine totodată cu partea materială și multe alte responsabilități. Deci este nevoie de o persoană care să înțeleagă partea lui vulnerabilă, ca atunci Capricornul să nu se simtă ciudat, pentru că pentru Capricorn este foarte ciudat să arate că sunt vulnerabil și o să vă explic și de ce. Bun, am zis la începutul clipului că Capricornul este guvernat de Saturn. Deci asta ce înseamnă? Înseamnă că acești oameni, de la o vârstă foarte fragedă, de când sunt mici, sunt obligați să se responsabilizeze foarte repede și să devină adulți foarte repede. Practic nu prea au copilărie. În cele mai multe cazuri nu reușesc să se bucure de copilărie așa cum ar trebui, pentru că sunt puși în situații în care trebuie să muncească, în care trebuie să-și câștige existența, în care trebuie să dovedească cine sunt și sunt puși în tot felul de challenge-uri, tot felul de situații de-astea în care ei trebuie să se lupte. Și practic ce se întâmplă? Saturn este profesorul este the bad one, adică este ăla care vine și te corectează și te face să fii foarte, adică trebuie să muncești pentru ceea ce ai și trebuie să fii foarte disciplinat. Trebuie să înveți de mic să fii disciplinat și să fii muncitor. Și chestia pe care majoritatea capricornilor sau oamenii care au energia capricorn nu înțeleg, este că la voi succesul vine mai târziu în viață, tocmai pentru că sunteți de mici cu energia lui Saturn, v-ați născut cu această energie și viața voastră este în felul acesta. Așa evoluați voi. Fiecare zodie are crucea ei, ca să zic așa. Pot să dau exemplu, de exemplu, în cazul meu, fiind planeta care guvernează astrograma mea, Venus, pentru că am ascendentul în Taur, la mine totul este despre artă, sunt foarte flower power, trăiesc așa, într-o lume care este, da, realistă, dar dacă nu e frumos, nu funcționează, adică trebuie mereu să fie frumos, pentru că asta este energia lui Venus. Și Venus vine cu această energie artistică, dar uneori, recunosc că aici sunt foarte sinceră, uneori sunt foarte leneșă, pentru că asta este altă caracteristică a taurilor. Și această lene se bate cap în cap cu berbecul care este hiperactiv și sunt momente și momente. În cazul Capricornului, această stare de anxietate, cumva depresie și ca și cum simți că nu poți să respiri, că ai prea multe greutăți, prea multe responsabilități, toate la un moment dat, de obicei, după vârsta de 33 de ani, după întoarcerea lui Saturn, această energie se schimbă. Și ce ai făcut tu până în punctul respectiv, cât de mult ai muncit, cât de mult ți-ai dorit să evoluezi, cât de mult ai evoluat. Și a evolua nu înseamnă a avea succesul ăsta pe care societatea ți-l cere. Tu poți să evoluezi în sinea ta, în lumea ta, individual, ca om, fără să știe nimeni și să fi făcut o muncă extraordinară și să știi doar tu. Deci, succes are multe nuanțe. Și e important să înțelegeți asta, pentru că vă criticați foarte mult pe voi, pentru că nu sunteți la acel standard.
o să vină mai târziu, pentru că, cum ziceam, Capricornul în lumea reală, el escaladează muntele. În lumea astrologiei, a spiritualității, spune cum vrei tu, acel munte este succesul și este vorba de cărămidă peste cărămidă peste cărămidă peste cărămidă peste cărămidă peste cărămidă. Și chestia asta se întâmplă încet și la un moment dat, cărămidă peste cărămidă, când ajungi acolo sus, munca aia este doar a ta și nu ți-o poate lua nimeni. Deci o să fie foarte bine, nu vă faceți griji. Bun, acum haideți să vorbim un pic despre casele principale din astrogramă, principale, cele mai discutate așa în sfera astrologiei. Casa întâi, practic, este ascendentul, deci ascendentul tău este în Capricorn, casa întâi este casa berbecului și berbecul reprezintă identitatea, deci eu sunt și se traduce eu sunt Capricorn. Bun. Deci lumea te percepe și te simte ca fiind Capricorn. Tu când ieși în societate și te duci într-un loc, folosești energia Capricornului. Bun. Și energia care guvernează astrograma ta este energia lui Saturn, pentru că Saturn guvernează zodia Capricorn. Acum, în casa patra, care este casa legată de familie, de cuibul matern, de conexiunile primare, să zic așa, este casa care descrie într-un fel și modul în care ne atașăm, ce relații avem cu părinții noștri. În casa patra, dacă ascendentul tău este în Capricorn, înseamnă că în casa patra ai zodia berbec, deci berbec în casa patra. Acest lucru ce înseamnă? Înseamnă că la bază ești o persoană foarte competitivă, de fapt și de drept, dar acest lucru este relativ ascuns și nu se vede mereu, pentru că Capricornul totuși are capacitatea de a-și controla emoțiile. Berbecul este mai impulsiv, dar la bază, unul dintre simțurile și instinctele primare este cel de a fi competitiv și acest lucru se poate folosi, să zicem așa, și în scopuri bune, utile, dar uneori poate deveni și o problemă. De exemplu, dacă ai berbec în casa patra, cum se vede, nu știu, de exemplu, dacă lucrezi într-o corporație unde sunt foarte mulți oameni și tu ești nou și vezi pe cineva care are o funcție mai bună decât a ta, dar de fapt tu ai putea face acel lucru mai bine și ești mai priceput și tu știi asta, în capul tău, instinctiv, tu gândești că, ha, fraier, o să-ți iau locul. Și că, adică am spus-o foarte, într-un mod foarte ca un berbec, dar într-un mod foarte sincer, de fapt, pentru că, practic, berbecul fiind competitiv și tu având berbec în casa patra, care, cum am spus, este și un pic casa, fiind casa racului, este și o parte un pic mai shady așa din noi, mă rog. Da, deci uneori se poate manifesta așa, dar oricum depinde de la om la om și de cum este și restul astrogramei. Acum mai trece și o salvare. Când ai berbec în casa patra, se poate manifesta în diferite moduri. În primul rând, ești genul de persoană care nu arată niciodată atunci când suferă, când este vulnerabil și nu-ți place absolut deloc ca ceilalți să vadă această parte din tine, pentru că dacă o văd, ei s-ar putea să te considere slab, dar ghiși ce? Nu, este adevărat. Știu că este greu pentru că și eu sunt la fel, dar este important să cerem ajutor atunci când avem nevoie. În general, atunci când avem o situație, o dramă, mă refer la... Am zis avem, dar mă refer la voi cei cu berbec în casa patra. De obicei, când există o dramă emoțională sau o problemă în interiorul vostru, mă este destul de greu să vorbiți cu cineva sau să cereți ajutorul cuiva. Și acest lucru cred că pe termen lung poate provoca destul de multe probleme. Și una dintre lecțiile pe care Capricornul
trebuie să le învețe și am observat asta la foarte multe persoane capricorn, este tocmai aceasta, cea de a cere ajutor atunci când ai nevoie și știi că nu poți să te descurci singur. Bun. În casa a șaptea avem rac. Asta ce înseamnă? Înseamnă că tipologia de persoană potrivită pentru tine este racul. Deci dacă ai capricorn, ai ascendentul în capricorn, îți recomand să fii împreună sau să încerci sau să experimentezi sau whatever, tu știi, cu o persoană care are energia racului. Poate să aibă ascendentul în rac, poate să aibă soarele în rac, luna în rac, nu știu. Ar fi frumos dacă ar fi ascendentul, dar în funcție oricum de astrogramă depinde și toate celelalte lucruri, deci anyway. Dar de ce? Pentru că capricornul are această energie severă, da? Disciplinară, profesorul zodiacului și runa nu te mai linge. I'm sorry. Bună! Nu mai faci, mami, gata. Pauză. Love you. Acest lucru ce înseamnă? Înseamnă că capricornul are nevoie de o persoană care să scoată din el partea emoțională, cum am spus și mai devreme. Și racul este guvernat de lună, deci luna este energie maternă și este acea energie care îngrijește și știe să-l facă pe om să se simtă iubit și apreciat și văzut și multe alte lucruri, pentru că asta este energia lunii. În astrologie, luna reprezintă energia feminină. Deci, se echilibrează foarte bine energiile. Capricornul cu energia severă de profesor, energie paternă, într-o oarecare măsură, și luna cu energia ei feminină, maternă. Deci, vedeți, încercați, îmi spuneți, voi știți. În casa 10-a, capricornul are zodia balanță, asta în cazul în care e ascendentul în capricorn, balanță în casa 10-a. Acest lucru ce înseamnă? Înseamnă că pentru tine este foarte important ca pe planul carierei, să zicem așa, să fii o persoană realizată care își folosește șarmul pentru a obține lucrurile pe care își le dorește și pentru a avea o funcție de conducător, pentru că balanța este zodie de aer, este guvernată de Venus, Venus este energia frumosului, energia iubirii, energia artei și așa mai departe. Și balanța are această energie, deci tu în sectorul carierei, pentru că casele în astrologie sunt într-un fel sectoare din viața noastră și casa 10 este casa capricornului și acolo se află balanța în cazul tău. Se află balanța și acest lucru înseamnă că pe planul acesta al carierei te vei manifesta folosind și această energie foarte rafinată, da, care ține efectiv de un anumit șarm pe care zodiile de aer în general îl au și balanța este și foarte bună pe partea de comunicare și reușește să creeze legături între oameni. Nu vine acum cuvântul comerț, pe partea de comerț balanța este foarte bună și pe partea de negociere și aceste skill-uri în lumea business-ului sunt bune, sunt utile. Cam atâta pentru astăzi, eu vă mulțumesc dacă v-ați uitat la acest clip până aici și ați ajuns până la capăt. Good job, thank you. Ne vedem data viitoare un clip nou despre ascendentul în vărsător și, evident, dacă aveți întrebări despre capricorn, despre orice legat de energia capricornului, puteți să lăsați aici jos un comentariu și eu după aia am să adun întrebările și am să fac un clip în care răspund la ele. Bun, vă pup și vă doresc o zi frumoasă, dimineață, după amiază, whatever, frumoasă. Ne vedem data viitoare. Pa! În casa a șaptea avem lapsus.
alt lucru legat de atunci când ai berbec în casa a patra, se poate manifesta. Și unul dintre ele este să... Oh my god, am văzut un greieraș! Tocmai l-am văzut acolo sub pat. What? Cum ai apărut aici? So cute! Hello! O să trebuiască să-l iau frumos și să-l dau afară fără să-l omor. La, scuzați.